împotriva românilor, cu calcule, cu oameni, cu vieți, cu plată, pentru ca debitorul, numit stat român, să fie pus în fața adeveratelor doi creditori și să nu facă plăți unilaterale către persoane din străinătate. Dumneavoastră ați pus toată această problemă. Da. Și de vreo trei ori a spus se pare. Da. Eu vă spun categoric că ei au primit și încă vor primi, conform hotărârii Guvernului României, așa zise, despăgubiri pentru ce au suferit ei. Bă, ei au luptat împotriva poporului român. Au fost niște oameni care au ajutat la remorca comunismului, la remorca rușilor. Ei au împins. Voi spune mai multe, dar nu vreau să mă depărtez acum, stai de vorbă. Dar vorbim de principiile. Și totuși ei au primit. Deci, așa zice despre, pentru Holocaust. Eu știu că există o lege, dar absolut o lege, și când e vorba de lege, e lege. Nici o cauză fără efect, nici un efect fără cauză. E o lege. Dacă acesta a fost efectul, suferința voastră, cauza care a fost? A luptat împotriva noastră. A luptat împotriva, v-ați aliat cu comunismul. Și a suferit de la neamț. Că neamț a luptat împotriva rușilor. Voi ați fost cu rușii. Și dacă a suferit. Asta e una. Al doilea. Dar noi am suferit că am luptat împotriva comunismului, nu ca dumneavoastră ca să aduceți comunismul. E o diferență. Asta e una și al doilea. Categoric vor primi, că așa sunt de hrăpăreți și așa sunt de avis după aur și după să câștige chiar pe nedrept că s-ar putea, încât au făcut un demers să primească de la egipteni despăgubiri pentru sutele de ani când au fost ei acolo și au lucrat și le-au făcut cărămizi și au lucrat cu tare și cu tare. Știți treaba asta? Nu. Da, au cerut de la egipteni cât au fost în captivitate acolo, în robie. Acum sau de demult, de mult? Nu de mult! De vreo 2 ani. Bun, dar asta nouă nu îi creează un precedent favorabil? Și Egiptul a răspuns. Conform celor scrise în Biblie, chiar și din noastră, au ieșit de acolo cu mult aur și cu toată averea care au avut-o ei. Cu mult aur. Scrie în Biblie. Aștept în Biblia. Da. Scrie că au ieșit de acolo cu aur. Scrie. Și atunci... Atunci, și cer în continuare cer de acolo. Dar ce să vorbim? Ruși, ăștia un învățat de la ruși și sunt mai răi. Noi am dat tezaurul nostru în pastrare la Moscova, 1916. Îl avem? Nu. Așa, am stat la Sighet, am fost la aceste adunări pentru memorarea crimelor de la Sighet, prin țară și acolo a fost și polonezi, a fost și bulgari și nemți, a fost și au ținut discursuri. Am ținut și un discursul pe linia noastră, a românilor, și Ion Gavrilă, care a murit în păgăraș, de aceea spun că suntem pe terminate partizani. Și am întrebat domnule, prin translator, dumneavoastră știu că eu am jucat în filmul Trenul de Aur, adică tot tezaurul polonez care a trecut pe România până la Constanța, a îmbarcat pe vapor și mers în Anglia. Anglia era și sunt prietenii polonii și Polonia prietenul Anglia. Și peripeții pe la Talmaci, au îmbarcat cu vagoanele, cu alte firme, cu cărbun, transportul și nu au, nemții urmărea grozav, se pune mâna pe acest tezaur, care nu era mic. A ajuns la Constanța, transportat pe vapor și a ajuns în Anglia. Dumneavoastră știu că l-a primit de la englezi? A, da, tot.
Noi din 16, 97, încă nu l-am primit la ruși. Mulțumesc. Se știe toată, că era acolo 200 de oameni. Noi de la ruși nu l-am primit, 216, l-ați primit la englezi. Da. Da. Stimate domnule inginer, stimați domn, am intrat într-o problemă foarte mizoasă pe care o a ridicat-o domnul inginer. Însă, n-am anunțit cu domnul Iustin că am înțeles că va rămâne câteva ceasuri bune cu mine și am anunțit, voi mai da din ceea ce știu și prin ce am trecut. Eu am vrut să aud de la dumneavoastră un punct de vedere. De ce? Pentru că dumneavoastră am discutat, am încercat să grupez în această prima discuție chestiuni care să vină de ideea despăgubirilor civile. Ca dumneavoastră fiind ca victima, ați putea fi în diverse problematici de despăgubiri. Și se pare că, uitați-vă, statul român ar fi în statul acesta, asta v-am spus, neutru, netendențios, că statul român are două categorii de pretendenți. Are o categorie de pretendenți pentru anul 39 și această categorie care ar putea fi pentru crimele comunismului și genocidul comunist. Pentru că dumneavoastră aparțineți unei categorii, sunteți într-un anumit, să zicem, în competiție, fără, evitând un pic termen, nu în sensul urât, dar există această competiție. Și v-aș întreba, dumneavoastră, vreau să aud clar din partea noastră, ați fi de acord, sufletește, ca statul român să plătească despăguri pentru Holocaust și să nu plătească despăguri pentru deținuții politici? Să plătească, am spus. Dar vreau că sau amândouă, sau niciunea. Care vi se pare soluția corectă? Ambelor categorii, numai unii categorii, e posibil să se plătească, de exemplu, încă o dată, pentru că ceea ce se pare că se va întâmpla e că România va plăti pentru fiecare victimă a Holocaustului și nu va plăti niciunii victime a comunismului. Aceasta se pare că ne îndreptăm către direcția asta. Aș fi avut să aud dacă din mi se pare inadmisibil. Și însuși dumneavoastră ați condamnat comunismul, de ce îi plătiți pe criminale care au susținut comunismul, care a fost miezul comunismului. Colonei, generali, de ce-i plătiți? De ce-ați condamnat? Păi nu vedeți că este o anomalie în problema asta. Asta e una. Iar noi care nu am avut nicio vină și am luptat împotriva comunismului pe care dumneavoastră îl condamnați, nu ne-ați plătit nimic. Ba din contră, încă ne-ați hârtuit mult timp. Asta e una. Al doilea, am vrut să spun ceva. Dar cu banii ați avea, ce face dacă ați avea acum niște bani? Ce ați face cu ei, domnule? Așa, am vrut să spun că toată această problemă pe care ați ridicat-o și pentru care eu sunt întru totul de acord, trebuie să fie acționată nu de un om, nu de doi, nu de trei. De 223 constituiți într-o asociație. Într-o asociație juridică și atunci e altă problemă. Și atunci vom apela și la Curtea Internațională de Justiție, unde acolo nu vor merge cu subterfuge de astea, că acolo trebuie să judece corect și nu că trebuie, vor judeca corect. Și atunci să vedem, domnilor, ce veți face? Dumneavoastră? Eu așa socot, o asociație. Că ei nu se uită la domnul Roșca, la Vatamaniu, la așa, spui bate bărul. Și știți ceva? Să lasă, ursul merge, câine lasă. Trebuie acționat cât se mai poate și cât mai avem posibilitate. Facem o pauză aici, Iustin?